Salutare și bine venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi începem o mini serie de pack opening. Până să ajungem la subiectul acestui video, nu uita să apeși pe butonul de like, să lași un subscribe și să scrii în comentarii tu ce ai prins din pachetele minunate de 84+ de la Swap. Astea sunt alegerile mele de la Swap. 82+ ori 20 Rare Player Spec, 84+ ori 20, 3 pachete de 84+, FIFA World Cup Hero Player Pick 1 din 4 și ultimele două swap-uri Yasser Al-Sahrani. Și l-am luat pe Al-Sahrani pentru care 90 pace. Asta a fost departajarea mea. 90 pace, cel mai mare. Și spun mini serie de pack opening-uri deoarece aceste pachetele, aceste 3 de 84+ și 82+, m-au ajutat să fac niște SBC-uri pe care o să le vedeți în aceste episoade. Și pentru că a ieșit o filmare de o oră și un sfert, am zis că nu are rost să fac un episod de 20 de minute, ci să le tai un pic, să vedem mai bine informația, să vină mai bine diseminată către voi. Până să deschidem cele 3 pachetele de 84+, avem aici niște picuri de 78+, plus un Year in Review Players. Sunt niște carduri pe care le putem folosi ca fodere în tot felul de SBC-uri care în perioada asta sunt destul de multe și ne pot ajuta în foarte multe SBC-uri pe care le avem cu jucători. Nu doar de pachete, ci și cu jucători care pot intra direct în echipă, de care te poți folosi direct. Până acum nimic special, avem un David Silva de 83, Ruben Neves de 83, un Camavinga, un Carlos Soler, absolut nimic din aceste 83 și un Jesus Navas, absolut nimic din aceste 78+. Și avem acest un Year in Review absolut groaznic, avem un Abel Ruiz de 84, nu ne ajută cu nimic, are un 4 skill moves, în schimb, oribil, absolut oribil. Avem multe pachetele aici, avem foarte multe pachetele din astea cu jucători de World Cup, cu așa. Nu știu cum să zic, promoția asta cu World Cup este faină până la un punct, dar este absolut oribilă că îți dă niște jucători groaznici. În afară de, nu știu, Messi, un Neuer, absolut useless tot jucătorii. Dacă tot dispar jucătorii după acest campionat mondial, de ce nu faci să primim, nu știu, Neymar, Mbappé, măcar să jucăm în acest timp de campionat mondial cu Neymar și cu Mbappé. Măcar să îi am pe banca de rezervă și să pot să-i bag. În fine, asta este ideea celor de la EA Sports de a ne ține aproape de jocul ăsta. O idee proastă din punctul meu de vedere, o idee foarte proastă. Clar, se putea mai bine din foarte, foarte multe puncte de vedere, se putea incredibil de mai bine. Așa avem doar niște carduri roșii la care le dăm discard și care sincer ne încurcă în meniu. Până să ajung eu la cardurile pe care vreau să le bag în SBC, mi s-a făcut rău, mi s-a făcut absolut rău. Și avem un pachet, un rar mega pack. Aici încep să vină pachetele serioase și avem și primul walkout din acest pachet. Îl avem pe Kingsley Coman de 86. Nu are cum să intre locul lui Vinicius, dar este binevenit. Și aici din nou pachetele random și irelevante. Ultimele 4 pachete, pachetele care contează, 82+, francez, goalkeeper, 87, Hugo Lloris. Să vedem ce se află în spate. Se află și un card special în spate, Zielinski, plus un Thiago Silva, Brozovic, Acuna,
e ok, e decent, mulți peste 84 care chiar pot să ajute cauza noastră din această seară. Mergem și la primul pachet de 84 plus, îl luăm pe cel din mijloc. Ok, ok, Harry Kane 89, Harry Kane 89, e ok, e bine, e bine de tot. În spate, ce mai avem? Bă, foarte bun pachetul. Kane 89, Haaland 88, De Gea, Verratti, Robertson, Arnold 87, Lukaku, Laporte 86, 85, Gundogan, Chiellini, Ramos și un 85, Montiel. Nu-i rău. Nu-i rău și doar 3 duplicates. Nu-i rău absolut deloc. Iar la duplicates avem Loris, Diaby și Vlahovic. Loris de 87, foarte bun ca și duplicate. Așa duplicate tot îmi dai 87-88. All good. Nu mă supăr. Mergem la al doilea pachet de 84+. Plus. Am zis să le fac, să le editez așa frumos să fie una după alta. Și avem un card special de 86, domnul Mertens, dar domnul Mertens nici măcar nu e la mondial, dar are cardul din astea, ca și Corona la fel, oribil, absolut oribil toată faza. Și în spate, carduri foarte bune, Oblak, Kroos, Diaz, Fabinho, Mainan, Trapp, Iago Aspas, Depay, decent, decent, am văzut niște ruine colosale. Am văzut niște ruine colosale. Mertens sunt 4 cu 4. Dacă n-ai altceva în club, pare că merge jucat. Totuși 5 cu 7 și avem Corona și Pellegrini duplicate. Nu e rău nici Corona și Pellegrini duplicate 85-84. E ok, e all good. Și ultimul pachet de 84 plus este... Ok, workout, se putea ceva mai bine, 87, Robertson, ok, decent, să vedem ce avem în spate, un card din ăsta special, Robertson, Arnold, Rodri, Sterling, Laporte, Gerard Moreno, Carrasco, Diogo Jota, Hernandez de la Milan și Pedri, ok, nu putem să ne plângem, e ok, mi-ar fi picat bine încă un 88 și din nou Corona, Perisic și Pellegrini duplicate. Da, am sărit momentele cu jucătorii duplicate, dar hai să vă arăt ce am făcut cu ei. Băi, cu primii jucători am făcut primul SBC de la Messi, acest 87 cu un Ligue 1 în echipă. Am băgat Loris, Thiago, Kane, De Gea, Verratti, Arnold, după care m-am dus repede și am făcut și acest 84 cu unul de la PSG, îl aveam pe Ramos, l-am băgat și pe Vlahovic, care venise ca și duplicate Diaby cu Perisic, au intrat aici duplicate până acum gratis jumătate de Messi. Am intrat și am făcut și acest top formul. Din nou, Diaby era duplicate, a fost cu acest inform pe Mafeo, Loris, Kroos, Ruben Dias, Mainan, Corona, duplicate, au plecat și ei. După care ultimul SBC cu un argentinian pe teren cu 85 plus, Laporte, Iago Aspas, Depay, Trapp, Brozovic au plecat și a venit Messi. A venit acest card, mie îmi place foarte mult cum arată, îmi place foarte mult ce potențial are cardul ăsta, cu 90 pace, 81 shooting, i-ai dat un hunter, este zeu, 91 dribbling, este un flashback bine meritat, sincer, îmi place foarte, foarte mult cum arată acest card. Și undeva la ora 2 noaptea a fost făgăduit și acest minunat card. Așa arată Messi, 4 cu 4, medium, n-a să fie titular și o să vedeți în al treilea episod și ultimul din această scurtă miniserie că nu are unde să intre titular,
însă cu siguranță o să intre de pe bancă și o să facă un impact măricel. I-ai dat un Hunter, dacă joci titular, se duce în 99 acceleration și 90 și ceva sprint speed, attacking position, finishing bun, shot power bun, arată bine, arată foarte, foarte bine. Are finesse, are outside foot shot, trust me, o să fie un jucător bun dacă ai cum să-l bagi în primul 11. N-aveam cum să-l bag în primul 11, dar vreau neapărat să-l fac. Asta a fost și cu primul episod din această mini-serie. Avem în al doilea episod ceva interesant, niște răsturnări de situație, la fel și în al treilea episod. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la acest minut, la acest video. Nu uitați să apăsați pe butonul de like. Haideți și pe TikTok, linkul în descriere. Dacă facem 1000 de followeri acolo, dăm drumul la live-uri și pe TikTok. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Până data viitoare, eu sunt LCHGamer și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao!